ce vă voi arăta care sunt avantajele și dezavantajele lucrurilor în echipă și vă voi prezenta 5 discuții care apar frecvent în munca în echipă, precum și soluții de depășire a acestora, voi să puteți avea la dispoziție instrumentele de care aveți nevoie pentru a vă îmbunătăți modul în care lucrați cu colegii voștri în orice tip de proiecte, astfel încât să colaborați în mod optim și să obțineți rezultatele dorite. Voi începe cu o poveste. O sarcină importantă trebuia rezolvată foarte repede și ea a fost repartizată personajului numit Toată lumea. Toată lumea lucra împreună cu alte 3 personaje, cineva, oricine și nimeni. În momentul în care s-a repartizat sarcina, nu au fost foarte clare responsabilitățile. Și atunci, deși sarcina era foarte simplă și ar fi putut fi rezolvată de oricine, nu a rezolvat-o nimeni. Din această cauză, cineva s-a supărat și a dat vina pe toată lumea, iar la final, sarcina repartizată a rămas nerezolvată, după cum se vede și în reprezentarea grafică. Rezultatul a fost mai rău decât punctul de început. Acum aș dori să vă întreb câți dintre dumneavoastră recunosc aceste tipologii de personaje în situații pe care le-ați experimentat în viața de zi cu zi. Destul de mult. Exact. Acum, dacă am început cu acest exemplu negativ, aș dori să vă prezint un filmuleț care demonstrează totuși că dacă o echipă este foarte bine unită și își canalizează eforturile pentru a rezolva sarcina primită, rezultatul poate fi unul foarte bun, chiar dacă apar și obstacole ce par inițial a fi de nedepășit. Haideți să vedem filmulețul. Responsabilități. Exact. Mai avem și alte păreri? Foarte important. Acum haideți să vedem la ce definiție m-am oprit eu după îndelungi căutări. Am ales ceva sintetic care reprezintă și acronimul pentru cuvântul echipă în limba engleză, team, together everyone achieves more, împreună toată lumea realizează mai mult. Ca orice lucru din viața noastră personală, munca în echipă implică atât avantaje cât și dezavantaje. În continuare, vă voi prezenta câteva dintre avantajele și dezavantajele lucrului în
echipă, așa cum sunt ele percepute de 100 de respondenți din 15 ONG-uri din București, rezultate pe care le-am sintetizat în cadrul unei cercetări făcute de mine pentru disertație. Ce vreau să evidențiez prin acestea este faptul că mai important este cum valorificăm avantajele lucrului în echipă și cum corectăm prin transformare dezavantajele, decât să ne gândim că echipele cu care colaborăm nu au capacitatea de a atinge anumite rezultate într-un proiect, decât să facem judecăți de valoare poate nefondate despre colegii noștri cu care colaborăm de multe ori. Astfel încât avantajele țin de influența pozitivă a mediului asupra rezultatelor finale care vor fi obținute. De asemenea, țin de atmosfera de lucru care este creată și de faptul că se obțin decizii mult superioare găsindu-se soluții pentru problemele apărute în cadrul proiectului, în timp ce dezavantajele sunt acele mici incongruențe, tensiuni, conflicte, confuzii apărute în cadrul proiectului care îl pot supina. Mai departe, mă voi concentra asupra unei viziuni expuse de un specialist, Patrick Lencioni, care în cartea sa 5 disfuncții ale lucrurilor în echipă, o fabulă despre lider, ne oferă o mână de ajutor, un model pentru crearea unor echipe performante, prezentându-ne 5 disfuncții care apar frecvent în lucrurile în echipă, precum și o multitudine de soluții care să ne ajute să depășim aceste disfuncții și să lucrăm mai bine cu colegii noștri. Haideți să vedem care sunt cele 5 disfuncții. Absența încrederii, teama de conflict, lipsa angajamentului, evitarea responsabilităților și neatenția la rezultate. Fiecare dintre aceste 5 disfuncții, fie că se manifestă independent sau concomitent, pot afecta echilibrul proiectului, pot afecta relațiile din cadrul echipei care lucrează. Fiecare disfuncție are la bază câte o cauză și vom vedea în continuare care sunt semnele care ne anunță manifestarea acestor disfuncții în echipă și cum le putem recunoaște din timp, astfel încât să reușim să minimizăm efectele lor asupra productivității noastre de lucru. Le vom lua pe rând. Absența încrederii. În cazul în care între membrii echipei nu există încredere, ei practic neagă componenta de dependență față de grup și atunci capacitatea de cooperare scade foarte mult. Teama de conflict este practic generată de nevoia de siguranță și de consens. Pentru că membrii echipei nu au de multe ori curajul să-și exprime în mod public opiniile, ideile cu privire la o anumită problemă. Lipsa angajamentului. În cazul lipsei angajamentului, practic, echipa, din faptul că nu își cunoaște foarte bine responsabilitățile, ajunge să nu se implice suficient de mult în proiect și să determine apariția celei de-a patra disfuncții, evitarea responsabilităților, care conduce la, să spunem, niște situații neproductive pentru proiect. Neatenția la rezultate apare atunci când membrii echipei pun țelurile individuale, cum ar fi orgoliul, reputația sau cariera, mai presus de țelurile colective ale echipei și implicit de binele proiectului. Pentru fiecare dintre această disfuncție, Patrick Lencioni a gândit
prezintă anumite tactici, astfel încât o echipă, indiferent dacă are în fruntea ei un lider care să o ajute să le depășească, sau dacă acționează de una singură, prin faptul că fiecare membru pe rând preia inițiativa în acest sens, să le poată rezolva. O să luăm pe rând fiecare distinție și fiecare disfuncție și o să vă prezint câteva metode prin care ea poate fi combătută. În ceea ce privește absența încrederii, Patrick Lencioni recomandă aplicarea tacticii de creșterea gradului de cooperare între membrii echipei. Cum poate fi făcut acest lucru? Prin intermediul câtorva exerciții foarte simple, cum ar fi exercițiul istoriilor personale, în care, mai ales pentru o echipă nou formată, membrii își pot împărtăși între ei traseul personal și profesional parcurs până atunci, își pot acorda feedback reciproc, astfel încât vor folosi instrumentul de critică constructivă și, nu în ultimul rând, pot face o analiză SWOT a echipei, a modului de lucru adoptat până atunci și a rezultatelor obținute, astfel încât să vadă ce a funcționat și ce nu a funcționat și ce pot face mai bine data viitoare. Pentru a doua disfuncție, soluția ar fi implicarea în dezbatere. Cum poate fi făcut acest lucru? Prin stimularea unor ședințe de brainstorming și prin mineritul conflictului, metodă care poate aduce la lumină acele mici incongruențe, idei, concepte, metode de lucru cu care nu toți membrii echipei sunt de acord sau nu le agrează. Implicarea în luarea de decizii și în conceperea de planuri de acțiune este soluția pentru cea de-a treia disfuncție, lipsa angajamentului. Cum poate fi făcut acest lucru? Liderul poate delega anumite sarcini și responsabilități în funcție de abilitățile și cunoștințele membrilor echipei pentru a-i stimula să-și asume riscuri și să acționeze pe cont propriu. Soluția pentru cea de-a patra disfuncție este creșterea productivității prin tragerea la răspundere, astfel încât fiecare membru al echipei trebuie să sancționeze acele comportamente care nu sunt dezirabile și nu sprijină progresul proiectului și să vină cu sugestii de îmbunătățire pentru lucrul în echipă. La final, ajungem la soluția pentru ultima disfuncție, în atenția la rezultate, care se traduce prin concentrarea asupra rezultatelor colective obținute de către echipă și acest lucru se poate face prin stabilirea unor termene limită clare și prin clarificarea rezultatelor care se doresc a fi obținute. De multe ori, atunci când în echipă nu toate lucrurile merg 100% așa cum s-a planificat sau cum s-a dorit, se caută responsabil pentru rezultatele obținute care nu sunt atât de bune pe cât ar fi trebuit și implicit se ajunge la o situație subliniată de una dintre legile lui Murphy, munca în echipă este esențială, îți dă posibilitatea de a arunca vina pe alții. Cu alte cuvinte, când lucrurile merg bine, meritul este al întregii echipei. Când ceva merge prost, se va căuta o singură persoană răspunzătoare, un țap ispășitor. La final, aș dori să lansez pentru voi o provocare la care să reflectați acasă. Este vorba de două dileme cu care eu m-am confruntat adesea în echipele de proiect cu care am lucrat, privind responsabilitatea pentru luarea deciziilor și răspunderea pentru asumarea greșelilor. De multe ori, răspunsul poate varia în funcție de situație, în funcție de echipa la care ne referim, dar întotdeauna trebuie
găsită o soluție comună care să ne ajute să avem un echilibru și să reparăm greșelile respective care au apărut.